Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre Liga Cyber Threat Intelligence, un complex de cenzură globală care va incrimina așa zisa gândire greșită. Se pare că există un plan vast de cenzură globală pus la cale de către contractorii militari americani și britanici. Creierele din spatele acestui complex militar-financiar de cenzură sunt, potrivit autorului Claudio Resta, antreprenorul militar american Pablo Brouwer, cercetătoarea în domeniul apărării din Marea Britanie Sarah Jane Terp și Chris Krebs, fost director al Agenției pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură, DHS-CISA, a Departamentului Securității Interne din Statele Unite ale Americii. Autorul își argumentează spusele în baza unor documente primite de jurnaliștii de investigație Michael Schellenberger, Alex Gutentag și Matt Taibbi, de la un denunțător anonim, dar foarte credibil. Documente care dezvăluie noi detalii despre modul în care complexul industrial de cenzură din Statele Unite ale Americii, o rețea de peste 100 de agenții guvernamentale, companii private, universități și organizații non-profit, urmărește să controleze și să incrimineze presupusa gândire greșită. Documentele descriu modul în care au fost create programele moderne de cenzură digitală și diferitele roluri ale armatei, agențiilor de informații americane, organizațiilor societății civile și mass media comercială. De asemenea, descriu metodele și tehnicile utilizate, cum ar fi crearea și utilizarea conturilor false pentru a spiona și a dirija discuțiile online și a propaga narațiunile dorite, precum și discreditarea dizidenților ca o condiție prealabilă necesară pentru a solicita cenzura în comparațiile lor. Documentele arată că armonizarea sectorului financiar și-a avut originea în Cyber Threat Intelligence League, pe scurt CTIL, care a căutat în mod special să determine băncile să întrerupă serviciile financiare persoanelor care organizează adunări sau evenimente. Dosarele arată de asemenea că a existat o intenție clară de a ocoli primul amendament prin externalizarea cenzurii către sectorul privat neguvernamental. Potrivit informatorului, etica a fost că dacă scăpăm cu asta, este legal. Deci haideți să vedem, prieteni, despre ce este vorba. Documentele primite de jurnaliștii de investigație Michael Schellenberger, Alex Gutentag și Matt Taibbi, de la un denunțător anonim, dezvăluie detalii despre modul în care complexul de cenzură industrial din Statele Unite, spuneam, o rețea de peste 100 de agenții guvernamentale, companii private, universități și organizații non-profit, reglementează și incriminează gândirea greșită. Potrivit sursei, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene din 2019, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos pe 17 ianuarie 2023 că cenzura reprezintă politicile cele mai urgente și necesare și care vor fi implementate peste tot. Aceste documente descriu activitățile unui grup anti-dezinformare numit Cyber Threat Intelligence League, sau CTIL, care a început oficial ca un proiect de voluntariat al oamenilor de știință în date și al veteranilor din apărare și informații, dar ale cărui tactici, de-a lungul timpului, par să fi fost absorbite în mai multe proiecte oficiale, inclusiv cele ale Departamentului de Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii, DHS. Documentele CTI League oferă răspunsuri lipsă la întrebările cheie neabordate în fișiere Twitter și fișiere Facebook. Împreună oferă o imagine completă a ascensiunii industriei antidezinformare sau a ceea ce am numit complexul industrial de cenzură. Documentele descriu modul în care au fost create programele moderne de cenzură digitală și diferitele roluri ale armatei, agențiilor de informații americane, organizațiilor societății civile și mass media comercială. Potrivit informatorului, CTIL a fost implicată și în realizarea unui proiect de contradezinformare
pentru a evita repetarea anului 2016. O referire la Brexit și victoria surpriză a lui Donald Trump în alegeri. Două situații în care procesele democratice au câștigat de fapt. După cum a remarcat Jimmy Dore, nu era vorba de prevenirea circulației informațiilor false. Era vorba, de fapt, să se asigure că niciun străin politic nu va mai putea intra vreodată în biroul oval. Instrucțiunea de a preveni repetarea anului 2016 a fost un apel direct la subminare, dacă nu la eliminarea procesului de alegeri libere și corecte. Documentele admit că eforturile de cenzură împotriva americanilor trebuie să fie efectuate de partenerii din sectorul privat, deoarece guvernul nu are autoritate legală să facă acest lucru. Noua serie de documente și videoclipuri dezvăluie că anul 2019 a fost un an esențial pentru complexul industrial de cenzură. Potrivit denunțătorului, atunci, contractanții militari și de informații din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, conduși de un fost cercetător britanic în domeniul apărării, Sarah Jane Thorpe, au dezvoltat cadrul general de cenzură. Acești antreprenori au devenit co-lideri ai CTIL, ai cărui fondatori inițiali au fost un fost oficial de informații israelian, Ohad Zeidenberg, persoana responsabilă de securitatea Microsoft, Nate Warfield, Chris Mills, un alt oficial de securitate Microsoft, și Mark Rogers, șeful operațiunilor de securitate la convenție Hacker DEFCON. Potrivit rapoartelor din presă, acești profesioniști foarte bine pregătiți și solicitați au luat decizia altruistă de a-și oferi serviciile pentru a ajuta spitalele de miliarde de dolari în securitatea lor cibernetică, gratuit și fără condiții. Atunci nu a fost o poveste de copertă credibilă și cu siguranță nu s-a mediatizat. În decurs de o lună de la înființarea CTIL în martie 2020, acest grup, presupus în întregime de voluntari, a crescut la 1400 de membri numai pe invitație în 76 de țări și a intrat într-un parteneriat oficial cu Agenția de Securitate Cibernetică și Securitate Informațională, CISA, a Departamentului Statelor Unite ale Americii. După cum a raportat Public, au apărut mai multe agenții de cenzură paralele. În primăvara anului 2020, CISA a creat de asemenea Election Integrity Partnership, EIP, un consorțiu compus din Observatorul Internet Stanford, Centrul pentru un Public Informat al Universității din Washington, Consiliul Laboratorului de Cercetare Judiciară Digitală din Atlantic și din Grafica, o companie de analiză media, și a externalizat ceea ce altfel ar fi fost cenzură ilegală și neconstituțională. În timpul ciclului electoral din 2020, EIP, Election Integrity Partnership, și CISA au colaborat cu Centrul de Implicare Globală, GEC, al Departamentului de Stat, și Centrul de Analiză și Schimb de Informații privind Infrastructura Electorală, AI-ISAC, susținut de DHS, Departamentul de Securitate Internă, pentru a influența și monitoriza discuțiile politice online. EIP a coordonat eliminarea conținutului nedorit, folosind o aplicație de chat în timp real, partajată de DHS, EIP și companiile de social media. În același timp, CTIL a monitorizat și raportat opinii antiblocare pe rețelele sociale. Un canal de aplicare a legii a fost creat special pentru a spiona și monitoriza utilizatorii de rețele sociale care postează hashtag-uri anti-lockdown. CTIL a păstrat chiar și un tipar care detaliază biografiile lor pe Twitter. Potrivit sursei, CTIL, Cyber Threat Intelligence League, s-a angajat de asemenea în operațiuni ofensive pentru a influența opinia publică, discutând modalității de promovare a contramesajelor, cooptând hashtag-uri, diluând mesajele nefavorabile, creând conturi marionetă false și infiltrându-se în grupuri private prin invitație. În februarie 2021, EIP a fost redenumit Virality Project,
moment în care accentul său asupra cenzurii s-a mutat de la alegeri la problemele legate de COVID. Infiltrarea și preluarea guvernului. Deși membrul CTIL, Bonnie Smailey, a răspuns la o întrebare publică spunând că CTIL nu are nimic de a face cu guvernul, dovezile arată contrariul. Cel puțin o duzină de angajați guvernamentali care lucrează cu DHS, FBI și CISA au fost de asemenea membri activi ai Cyber Threat Intelligence League. Potrivit informatorului, scopul CTIL, Cyber Threat Intelligence League, era să devină parte a guvernului federal. Planul prevedea crearea de comunități MISINFOSEC, care să includă sectorul federal, iar documentele arată că acest obiectiv a fost atins. În aprilie 2020, Chris Krebs, pe atunci director al CISA, a anunțat public și parteneriatul agenției cu CTIL. Potrivit sursei, documentele arată de asemenea că cercetătoarea britanică Sarah Jane Terp și colegii săi, printr-un grup numit MISINFOSEC Working Group, care l-a inclus și pe Reni Diresta, șef de cercetare la Stanford Internet Observatory, au creat o strategie de cenzură, influență și contradezinformare, numit Tactici și tehnici adverse de dezinformare și influență, AMIT. AMIT include activitățile de dezinformare care sunt adesea omise de alte analize și care acoperă activitatea dinaintea unui accident. De asemenea, documentele arată că ei au scris planul AMIT prin adaptarea unui cadru de securitate cibernetică dezvoltat de Mitre. Cercetătoarea TERP a folosit apoi AMIT pentru a dezvolta cadrul DISARM, pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a folosit apoi pentru a contra campanii antivaccinare în toată Europa. O componentă cheie a activității cercetătoarei britanice Sarah Jane Terp prin CTIL, MISINFOSEC și AMIT a fost aducerea conceptului de securitate cognitivă în domeniile securității cibernetice și securității informațiilor. Ambițiile pionierilor din 2020 ai complexului industrial de cenzură au mers cu mult dincolo de simpla solicitare a Twitter să pună o etichetă de avertizare pe Twitter-uri sau pe lista neagră a persoanelor. Cadrul AMIT solicită discreditarea oamenilor ca o condiție prealabilă necesară pentru a solicita cenzura lor. De asemenea, au invitat influencerii să se antreneze pentru a difuza mesaje și-au încercat să convingă băncile să reducă serviciile financiare pentru persoanele care organizează demonstrații sau evenimente. Deși oficialii CTIL au subliniat în mod repetat că organizația a fost fondată pe principii altruiste, obiectivul clar al liderilor săi a fost acela de a construi sprijin pentru cenzură în rândul instituțiilor de securitate națională și de securitate cibernetică, scrie Public, și au construit acel sprijin prin promovarea ideii cercetătoarei TERP de siguranță cognitivă. Alegerea termenului de siguranță cognitivă capătă o aromă destul de sinistră în lumina constatărilor doctorului Michael Nels că în ultimii 4 ani a existat ceea ce pare a fi un efort intenționat de a distruge funcția memoriei autobiografice a creierului publicului, facilitând astfel îndoctrinarea în masă și inhibând voința personală și gândirea critică, un adevărat plan vast de cenzură globală pus la cale de contractorii militari americani și britanici. Doctorul Michael Nels își prezintă teza în cartea Creierul îndoctrinat, cum să renunți cu succes la atacul global asupra libertății tale mintale, carte publicată la mijlocul lunii decembrie 2023. Materialul anunțului dezvăluie în mod clar că tactici militare sofisticate au fost îndreptate împotriva publicului american, instrumente psihologice puternice, aceleași instrumente care, potrivit doctorului Nels, pot modifica literalmente funcțiile biologice ale creierului. Public citează un raport MISINFOSEC în care autorii au cerut să placeze eforturile de cenzură în securitatea cibernetică, recunoscând în același timp că securitatea dezinformației este complet diferită de securitatea cibernetică
Ei au scris că al treilea pilon al mediului informațional, după securitatea fizică și cibernetică, ar trebui să fie dimensiunea cognitivă. Cu alte cuvinte, mintea noastră, cunoașterea noastră, însăși capacitatea de a gândi independent, este câmpul de luptă al războiului de astăzi, așa cum ne spune Nels în cartea sa. Partea înfricoșătoare este că instrumentele folosite au puterea de a reprograma cine suntem. Suntem într-adevăr animale hackabile, așa cum a propus Yuval Noah Harari, iar complexul industrial de cenzură a spart deja structura creierului a miliarde de oameni în ultimii 4 ani. Guten Tag vorbește despre asta într-un articol din 3 decembrie 2023, ceea ce odată era considerat teoria conspirației, conform căreia forțele militare și de informații manipulau opinia publică prin intervenții anorganice, a fost acum confirmat. Studiul autorului asupra complexului industrial de cenzură a dezvăluit un plan de anvergură de a sumina procesul democratic și de a se angaja în activități care au o bază în tehnici militare și care echivalează cu încercării de gândire sau de control al minții. Dosarele CTIL demonstrează de asemenea că a existat o intenție clară de a ocoli primul amendament prin externalizarea cenzurii către sectorul privat, neguvernamental. Potrivit informatorului, citez, etosul a fost că dacă scăpăm cu asta este legal și nu au fost probleme cu primul amendament, deoarece avem un parteneriat public-privat. Acesta este cuvântul pe care l-au folosit pentru a masca aceste probleme. Persoanele private pot face lucruri pe care oficialii publici nu le pot face, iar oficialii publici pot oferi conducere și coordonare. Am încheiat citatul. Vestea bună este că apar din ce în ce mai multe informații despre externalizarea ilegală a cenzurii de către Guvernul Statelor Unite și odată cu aceasta provocările legale care ridică obstacole pentru această eludare a Constituției. Cei 3 activiști menționați la începutul acestui material și care au primit aceste documente au obținut și alte victorii. În august 2022, DHS a fost forțat să închidă Consiliul de Guvernare a Dezinformării din cauza reacțiilor publice. CISS a șters de asemenea informații despre activitatea sa națională de cenzură de pe site-ul său web și a desființat subcomitetul său de dezinformare, MDM. Subcomitetul Select pentru Armament al Guvernului Federal continuă de asemenea căutarea adevărului și probabil că va folosi toată puterea pe care o are la dispoziție pentru a pune capăt abuzurilor. Cel mai recent raport al său, Armarea pseudo-experților și birocraților dezinformării, cum a colaborat Guvernul Federal American cu universitățile pentru a cenzura discursul politic al americanilor, a fost lansat pe 6 noiembrie 2023. Din păcate, există un efort global în derulare nu doar pentru normalizarea, ci și pentru legalizarea acestui tip de cenzură de către terți. Pe scurt, ei încearcă să restructureze industria cenzurii de la un model condus de guvern de sus în jos, la un model de brokeraj competitiv, în care gestionarea conținutului, a se înțelege cenzura, este pur și simplu externalizat către organizații terțe. În acest fel se creează o piață legală pentru conformitatea cu dezinformarea, în timp ce guvernul poate pretinde că nu are nimic de a face cu controlul informațiilor. În esență, asistăm la apariția cenzurii corporative organizate. Nu există o soluție clară pentru această amenințare, în afară de opunerea împotriva tuturor eforturilor de legalizare, standardizare și normalizare a cenzurii. Cetățenii și organizațiile civice trebuie să se opună vocal, să refuze să folosească intermediari, să boicoteze orice companie sau organizație care folosește intermediari sau care se angajează în cenzură de orice fel. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!